Man, I feel like a woman. Cine vă spune despre diferența de comportament sau diferența dintre comportamentul pe care trebuie noi să-l avem față de un câine în funcție de sex, dacă e mascul sau dacă e femeie? Care e diferența dintre mascul și femeie? În primul rând, masculii cu cât cresc încep să fie conduși de acest hormon numit testosteron care se dezvoltă în ei. Și în acest moment, comportamentul se duce este influențat de acest instinct sexual care se dezvoltă, deci devin un pic mai nărăvași și sunt mai greu de strunit. Îi stimulează aproape orice. Un câine pe care îl văd, un miros, da? Pe care îl simt al unui alt câine care a marcat spațiul pe unde a trecut, da? Sau pur și simplu un sunet. Fiind greu de strunit, puțin câte puțin, pot deveni și agresiv, pentru că îi frustrează faptul că nu pot accesa ceea ce își doresc. De aici intervine dresajul și instruirea omului să știe cum să stabilească relația cu câinele, poziția de lider pe care câinele o va respecta. Femelele, în schimb, nu sunt dominate de acest instinct. Singurul instinct care poate pune probleme când e vorba de femele este instinctul de vânătoare. Că a văzut un porumbel, că a văzut o pisică, că a văzut eu știu ce animăluță de asta, cum vede Billy veverițele de aleargă după ele, da? Și aici trebuie lucrat. În schimb, n-ai probleme cu instinctul sexual. Asta este diferența. Și mai e o diferență pe care aș vrea să o menționez aici, că în relația cu oamenii, ei simt și se raportează la statutul hormonal al omului, la gen. Adică o femelă cu siguranță se va înțelege și va fi mai atrasă de un bărbat, bărbatul familiei, de exemplu, și un mascul va fi mai reținut, mai distant, mai precaut în preajma bărbatului, da, pentru că îl simte că e la fel ca el și se va alipi, va fi mai prietenos cu partea femeii, cu femeia, simțind statutul hormonal al celuilalt și setează comportamentul în funcție de asta. De obicei, masculii, când întâlnesc mascul, se tensionează, sunt gata să se confrunte, da? Și femelele, când simt femele, în funcție de personalitatea lor, unele sunt mai elaborate și vin, se mai miros, se mai joacă, se mai învârt, dar altele sar direct la atac. Tocmai de aceea, să știi că întrebarea proprietarilor de câini, ce este mascul sau femelă, este legitimă și este foarte bine punctată. Pentru că în funcție de asta, câinele lor va deveni agresiv sau va fi prietenos. De cele mai multe ori, nu? Cea mai bună combinație care naște pace și liniște este de băiețel cu... Dacă avem mai mulți căței în casă, e de preferat să fie ori mascul femelă, da? Sau dacă avem doi masculi, să fie amândoi castrați. Am înțeles. Pentru că atunci când câinele este castrat, automat nu mai secretă acel hormon de care am amintit și pur și simplu nu mai emană pe acolo, pe la coadă, acei feromoni specifici care se împrăștie în aer și pe care ceilalți câini îi simt și în funcție de asta se comportă ca atare. Și fiecare dintre ei, este foarte interesant fenomenul acesta, fiecare dintre ei îl simte pe celălalt ca fiind femelă, îl identifică ca fiind femelă, nu ca fiind mascul. Și atunci apare comportamentul acesta tolerant unul față de celălalt și nu iese bătaie. Man, I feel like a woman.